numesc Ioan Paraschiv, mi se zice și Johnny, eram mic, mi se spunea Ionică, eram foarte bârbuit și nu puteam să zic Ioan, era greu, era Ioan, deci Ionică era mai ușor. Și am intrat prima oară la inginerie și am zis, hai totuși să încerc și la actorie. Și am intrat primul la Sibiu. Prima persoană pe care am sunat a fost profa de la Școala Populară de Arte. Am intrat primul. Nu mai e vreo probă sau... Da, a fost greu să-i conving până când au văzut rezultatele și chiar am intrat. Prima oară am fost angajat la Piatra Neamț, vreo 2 ani de zile. După aia... Un an am fost și la Piatra Neamț și după aia am continuat la Sibiu. Când să renunț la Sibiu, mi-au zis, nu vrei să te angajezi la Sibiu? Și m-am angajat la Sibiu și am fost aproape 10 ani de zile acolo, actor. Am avut parte de multe întâlniri minunate la Sibiu. Acum sunt la București, o iau din nou de la capăt. M-am băgat pentru a doua oară la master, la actorie, am zis cumva să... deschid cât mai multe uși posibile și e bine să riști. Eu am riscat acum după 12 ani de teatru de stat, nu știu, ca un duș rece și chestia că fac masterul a doua oară, e ceva minunat, adică să vezi din nou oameni care chiar își doresc cu adevărat, că la un moment dat, să știi, într-un teatru de stat, la un moment dat, zici, atâta e. Dar e mult mai mult.